O dietă sănătoasă ne scapă de multe probleme în viața asta, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă, atât noi cât și părinții noștri. Și o să înțelegeți de ce spun asta. O să dezvolt o discuție cu Mișa și Ensat Duman, invitații mei de astăzi. Salut! Bine v-am găsit! Bună! Bună ziua! Bine. Da, discuția ce urmează chiar se leagă cu alimentația foarte bine. Se leagă de mâncare și de ce ziceam de părinții noștri, că și eu mă gândesc la ai mei, mă gândesc că poate mai apar probleme, trebuie să îi ajut să le rezolve cumva. Știu că mama ta a trecut de ce printr-o operație, despre ce e vorba. Am ales să apelăm la operația de micșorare de stomac și asta nu din cauze de estetică, ci pentru sănătate. Pentru că îi afecta coloana, deja coloana se tasa și în timp putea risca să nu mai poată merge. Adică a fost sfătuită de către medic, dacă nu faci asta o să fie rău. Și am apelat la prietenul meu Ensar, care m-a ajutat și m-a sfătuit, m-a redirecționat către o clinică din Turcia. Ensar, sunt oameni care nu știu la ce să se aștepte. Ce presupune o astfel de operație? Operația aceasta, oricum, ziua de astăzi, deja mare parte știe despre ce vorba exact și vorba Mișa. Nu trebuie să ne uităm neapărat să facem operație micșorare de stomac pentru estetic. Asta e un plus, ce-i drept. În primul rând, adevărat, trebuie să avem grijă ce mâncăm. Ultima perioadă, fast food, una, alta, adică ceea ce mănâncă, logic, aduce la o greutate plus în corpul. Operațiile sunt două, trei tipuri. Exemplu, dacă sunt anumite persoane, punem balon. Afară de balon există bypass-uri, există micșorări de stomac. Sunt diferit lucrurile acestea și medicii decide care trebuie să facă. Ce au decis medicii pentru mama ta? Uite, ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost faptul că au fost extrem de atenți. Mama a avut niște probleme de sănătate... destul de delicate. Adică noi ne-am dus acolo nu neapărat cu gândul de a face operația. Adică mai întâi au vrut să vadă dacă se poate și au făcut foarte multe investigații. Ne-a explicat dacă există vreun risc. Nu. Adică nu eram, ne-am dus, dar nu eram sigur că vom face operația. Și am făcut toate analizele necesare. I-au făcut și ceva analize extra față de cele care erau, care implicau această operație. Și totuși am intrat pe semnătură în operație, dar totul a decurs perfect, nici măcar n-a stat la terapie intensivă, ceea ce pentru mine a fost wow, chiar nu mă așteptam. Ce presupune pregătirea pentru o astfel de operație? Pregătirea, în primul rând, trebuie să fii psihic, că vrei să scapi de problema aceasta. Exact. Atunci începe. Persoanele, dacă operează și după aia nu aibă grijă și o să mănânce, o să aibă probleme mai rău. Deci, operația de micșorare de stomac este unul din cel mai riscante operație. Aici trebuie să, cât alegem noi, medici, unde trebuie să, cel mai important lucru, unde operează odată, și al doilea, după operație, trebuie să aibă grijă, prima săptămână, o lună, două luni, trei luni, ca să revine corpul ce mănâncă. Asta e cel mai important lucru după operație. Operația, am zis că durează cât? 3-4 ore sau... Cam atât. Cam așa, da, cam așa. Dar recuperarea... Aș vrea să facem cumva o detaliere a recuperării pe primele două săptămâni, pe următoarele două săptămâni. Da, eu pot să-ți spun de recuperarea de imediat după operație, care pentru mine a fost șocantă, pentru că ea a doua zi după operație deja mergea. Adică noi nu ne-am așteptat, vă zic sincer, mama are probleme mari de sănătate, foarte multe complicații a avut și chiar nu mă așteptam să-și revină atât de repede. Am fost extrem de mulțumită de toate condițiile și de tot ce s-a întâmplat acolo. Recomand tuturor cu toată încrederea. Deci ea pur și simplu a doua zi s-a ridicat din pat, a mers fără niciun sens. Oricum nu avem nevoie pacienții, eu spun la pacienții care trimitem, spun să nu dormiți. După operație trebuie să faceți mișcare, după 4 ore de operație trebuie să ridică, să plimbă. Da, și asta s-a ridicat, da. Deja al doilea zi începem cu apă, prima săptămână începe cu anumite supă, una alta, deci... Mai mult lichide, nu? Exact, da, prima 2-3 săptămână, după aia începe să mănâncă... Acum e la stadiu de supe creme, urmează piureuri, da, exact. Da, treptat, după cam, așa. După cât, după săptămână, două? După două săptămâni a început cu supele cremă. Când reintră alimentele solide? De la o lună începem. Începem prima lună, a doua lună, a treia lună. Nu există un regim toată viața, trebuie să știm lucrurile acestea. Da, clar. Dar trebuie să fim atent ce mâncăm, cât mai puțin, mai multe ori. Bănuiesc că trebuie să te ferești de picant, de... Da, nu, da. De logic. Da, da, da. Logic. Da.
Alcoolul, o perioadă. Nu e exact. Problema asta, mama. Cafea, scurt timp, o lună, două luni. Nu, după aia poate să începe, dar tot recomandă doctorul, depinde de pacienți, bineînțeles. Da. Este o operație care... Până la urmă e o rană, adică, na, e o tăietură. Chiar dacă nu la exterior, e la interior și atunci trebuie neapărat să aibă grijă la alimentație. Dar în cât timp se văd rezultatele? Să știți că din prima două săptămâni, trei săptămâni, deja începe da, să scade. Da, deja, cred că ultima dată când am vorbit cu mama, dacă nu mă înșel, undeva la 8 kg, cred că deja le-a dat jos, dacă nu și mai bine. E foarte interesantă povestea. În orice caz, merită spus de fiecare dată că aceasta este o recomandare a doctorului. Trebuie da. Neapărat să vină după analize și trebuie să fie o recomandare corect. Profesională făcută de un doctor. Nu putem să o recomandăm da, 100%, noi. Da. Da. Categoric. Dar mă bucur că e o poveste de succes. Da, și eu chiar mă bucur din tot sufletul, se simte extraordinar. Mulțumesc încă o dată Insar, mulțumesc întregii echipe de la clinică, medicilor. Suntem super mulțumite și vă recomand, dragilor, dacă aveți, în primul rând, probleme de sănătate, trebuie neapărat făcută. Să mergeți pe la doctor și să da, vedem bineînțeles, dacă recomandă. Adresele, adresele corect trebuie să alegem. Nu trebuie să ne uităm în ziua de astăzi, eu vreau să ating un pic, nu la Google, nu la Instagram, că oamenii se uită acolo lucruri ieftine, hai că mă duc acolo, nu, sănătate este cel mai valoros lucru. Trebuie să alegem locurile potrivite. Asta e foarte frumos. O să salutăm și noi pe mama ta, Mișa. Salut mâna. Și eu. Știu că vă uitați. Ensal, Duman, Mișa, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu din suflet. Vă luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem. Vin pomeranienii, imediat.